Au trecut câteva săptămâni, cred că 2 săptămâni de la ultimul TikTok pentru, sau ultimul video pentru acest șantier de 10 case din Dragomirești Vale, la 2 minute de strada principală și accesul se face exact de la stația de autobuz. Deci aveți 2 minute până la STB. Haideți să vedem evoluția acestor case. Aici vor fi 10 case. Deja una, două și încă două pe partea asta altă, 4 case. Cele sunt doar cu parterul făcut. Aici aceste două s-a zid și etajul. Dorim ca până începe să se strice vremea, adică undeva în noiembrie, să zicem, să le avem ridicate pe toate și cu acoperiș. Așa arată casa în forma ei brută. Cărămidă, cum am mai spus, beton. 400 de metri pătrați de teren. Terenul este pe spate, concentrat. Aici, unde este marcajul acesta, va fi terasa. Va avea două dormitoare sus, dormitor la parter, bucătărie închisă. Aici, ia să vedem dacă putem să intrăm în aceasta, nu, cred că sunt căpopii, s-a turnat placa. Acești popi de susținere vor sta 3 săptămâni, probabil, că e vremea un pic mai rece. Haideți să intrăm și un pic în casă, că văd că este scara turnată. Să vedeți și etajul. Oba! Aici avem etajul, aici va fi o baie, dormitor, geamuri mari, o baie proprie sau dressing, al doilea dormitor, acesta va fi balconul, aici dressing sau baie dacă doriți. Și încă o baie, ce să spunem, dormitoare matrimoniale cu tot ce vă doriți. Terenul din spate, aici va fi terasa și va fi până acolo, până în spate. Haideți să vă arăt și cum se vede cu drumul. Oba, așa, aici este balconul. Acolo este STB-ul, aici va fi drumul, undeva la 8 metri lățime și aici se continuă cu casele. Vor fi 5 pe parte, 5 pe cealaltă parte, toate utilitățile. Aceste case vor fi izolate cu polistiren de 15. Vor avea toate calitățile pentru o casă verde. Vă aștept la vizionare!